Bolnavii de cancer din făgăraș și nu numai mai au o rază de speranță. Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic Brașov propune un nou concept în asistarea medicală a pacientului. 7 din 10 bolnavi de cancer trebuie să facă radioterapie. În realitate, în România, doar un pacient din 10 ajunge să aibă acces la acest serviciu în timp util și fără întreruperi. Când nu există continuitate, totul este o loterie, în care șansele depind de un tratament corect, complet și la timp. Acest nou concept este bazat pe servicii integrate, prevenție, diagnostic și tratament. Schimbările majore aduse de o nouă conducere garantează bolnavilor acces gratuit la servicii de ultimă generație. Săptămâna aceasta, medicii au început să trateze pacienții cu al doilea accelerator, cu ajutorul căruia oferă servicii de radioterapie de tip IMRT, cu sprijinul furnizorului de echipamente, bolnavii de cancer vor beneficia de continuitate în tratament, astfel încât orice pacient asigurat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate care se adresează acestui centru are acces fără coplată la terapiile necesare. Din luna septembrie, o nouă echipă de management cu experiență în domeniul oncologiei a preluat conducerea spitalului, iar din octombrie, Ana Maria Făgăraș a fost numită în funcția de manager pentru experiența sa de peste 15 ani în poziții cheie din domeniul medical, bancar și de stat.